Un bărbat de 44 de ani a fost reținut după ce a smuls cerceii din urechea unei femei de 78 de ani. Fapta a avut loc pe data de 10 decembrie în scara blocului unde locuiește victima. El a fost prins când încerca să fugă din țară prin punctul de trecere a frontierei Nădlac. Inspectoratul de poliție al județului Dolj a transmis că polițiștii secției 5 de poliție Craiova au reținut pentru 24 de ore un bărbat de 44 de ani din comuna Teasc, bănuit de comiterea infracțiunii de tâlhărie. Polițiștii au fost sesizați de un bărbat din municipiul Craiova cu privire la faptul că o persoană necunoscută i-ar fi smuls cerceii din urechi mamei sale de 78 de ani, în timp ce aceasta se afla în scara blocului unde locuiește. În urma activităților investigative operative desfășurate de polițiști, a fost identificat un bărbat de 44 de ani din comuna Teasc, bănuit de comiterea faptei, acesta sustrăgându-se cercetărilor, a anunțat IPJ Dolj. Bărbatul a fost prins de polițiștii de frontieră în timp ce încerca să părăsească țara prin punctul de trecere a frontierei Nădlac, fiind preluat de polițiștii secției 5 de poliție Craiova și dus la audieri. Bărbatul a fost introdus în centrul de reținere și arestare preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj, urmând să fie prezentat parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova în vederea luării unei măsuri preventive, relatează ziare.com.